Stimate domnule președinte al Consiliului Județean, domnule director Cătălin Bălan, domnule primar al municipiului Ionești, stimate doamne ziariste, stimați domni ziariști, suntem bucuroși să ne întâlnim încă o dată, într-o zi deosebită, ziua în care practic începe marea investiție pe care ne-am angajat că o facem în municipiul Ionești. Așa cum am discutat și la ședința de Consiliu Local Municipal, este un proiect de circa 58 de milioane de euro, care se va răsfrânge pozitiv în viața celor în slujba cărora suntem, cetățenii municipiului Ionești. Vor avea parte de un sistem ultramodern de alimentare cu apă, foarte mulți kilometri de, așa cum am prezentat, repet, la Consiliul Local Municipal, foarte mulți kilometri de conducte noi, reabilitat tot ceea ce este vechi, stații de pompare, o sursă de apă proprie, care rezolvă pentru totdeauna furnizarea intermitentă în caz de avarie a serviciului de apă în municipiul Ionești. Deci o rezolvă pentru totdeauna, va deveni o amintire neplăcută cu care nu ne vom mai confrunta niciodată. Un sistem de canalizare eficient la care vor fi beneficiari toți cetățenii municipiului Ionești și o modernă stație de epurare, cea mai modernă stație de epurare din România la momentul când va fi gata, în care vor intra apele uzate și vor ieși ape curate precum cristal. Vă spuneam și ne angajăm încă o dată cu responsabilitate că toate astea vor fi gata în 2 ani de zile. Mai repede decât sunt prevăzute termenele în contractele de lucrări. Totul este să încheiem licitațiile, pentru că procesul ăsta de achiziție publică în România este mai greoi, dă posibilitatea oricui să conteste, să reconteste, dar mergem hotărâți înainte. Ceea ce promiteam municipiul Ionești, ceea ce promiteam județului Bacău acum 2 ani și jumătate, iată că a devenit realitate. Facem o conferință de presă la care vă rugăm respectuos să ne puneți întrebări, răspundem cu plăcere și cu bucurie și vă stăm la dispoziție. Domnule primar, dacă doriți să vorbiți. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc de jos. În primul rând să vă spun bun venit, iată, la deschiderea celui mai mare proiect de infrastructură de apă și canal din județul Bacău și cel mai mare proiect pe care municipiul Ionești pe care municipiul Ionești l-a atras ca și fonduri europene alături de Raja și de consultanți pentru un serviciu de utilitate publică față, în lipsa căruia nicio comunitate nu poate să supraviețuiască. După ani în care oneștenii nu au fost tratați cu respect, iată că vine rândul în care trebuie să îndreptăm ceea ce nu a fost corect până acum, și anume să beneficiem de un serviciu public de alimentare și apă la standarde europene. Asta presupune investiții în ceea ce privește, pe de o parte, infrastructura de apă și canal, dar ceea ce este important este că prin aceste fonduri, prin acest proiect, vom realiza și o sursă de apă independentă de sursa de apă pe care o are acum municipiul Ionești, și anume din care se alimentează barajul de la Valea Usului. Dacă până acum existau situații în care o infrastructură veche, aducțiunea de la Valea Usului la Ionești, veche de peste 40 de ani, punea în pericol, pe de o parte, confortul, dar cel mai important, sănătatea locuitorilor municipiului Ionești, iată că peste 2 ani oneștenii vor beneficia de cel mai modern sistem de alimentare cu apă și canalizare din România, nu doar din județul Bacău. Înțeleg că mâine se deschid ofertele, licitații în ceea ce privește realizarea unei stații de epurare, cu o valoare aproximativ de 17-18 milioane de euro. Un proiect care va începe undeva, se va băga cupa buldozerului în pământ undeva în luna iunie acestui an, iunie-iulie, iar finalizarea tuturor lucrărilor va fi maxim în 24 de luni. Pardon, mă scuzați. Eu nu pot decât să mulțumesc încă o dată oneștenilor pentru că au avut încredere în mine și eu am reușit alături de Consiliul Local să deleg acest serviciu către cel mai serios, cel mai puternic operator de apă și canal din România.
să-i felicit pe cei de la Raja că au reușit să atragă până acum în România fonduri de peste 1 miliard de euro. Să felicit Consiliul Județean pentru că ne-a fost alături în ceea ce am făcut vis-a-vis de acest proiect. Autorizații, hotărâri de Consiliul Local, hotărâri de Consiliul Județean pentru a reuși ca semnarea contractului să se întâmple într-un termen record. Să felicit Ministerul Fondurilor Europene pentru că prin specialiștii care i-au acolo nu au făcut decât să ne ajute în tot acest demers administrativ pe care împreună l-am concurat și l-am pornit. Și să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că într-o zi ca aceasta pe care vă spun că nu o veți uita ușor, ne-ați fost alături să promovăm lucruri bune pe care românii le fac pentru români. Eu vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, vă urez un 2020 foarte bun și domnului președinte Brașoveanu, domnului președinte Stroie Felix, le urez ca în 2020 să rămână neschimbați. Vă mulțumesc mult! Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și pentru încrederea care le-ați acordat-o de a ne primi în orașul Onești și a munci pentru oneșteni. Mulțumesc cu același respect încă o dată domnilor și doamnelor consilieri din Consiliul Local al Municipiului Onești. Această zi n-ar fi fost posibilă fără implicarea puternică, imediată, a Consiliului Județean, a domnului președinte Brașovean. Vă spuneam jos că Onești nu era prevăzut în masterplanul acestui județ. Nu mă așteptam ca în câteva zile, când domnul președinte a inițiat măsuri extraordinare, a convocat ședințe, a pus comisiile să lucreze și în câteva zile Onești a fost băgat în masterplan. Nu pe ultima sută, pe ultimul metru, pe ultimul centimetru. Și vreau să-i mulțumesc domnului președinte, asta fiind numai o părticică din ajutorul pe care l-am primit. Și aș vrea să vă rog, domnule președinte, în această conferință de presă, totuși e drept să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule director general, domnule primar. Eu ce pot să mai adaug, în primul rând sunt bucuros, sunt aici prezent alături de colegul meu, vicepreședintele Silviu Praveț, și suntem martori acestui eveniment unic la nivel județean cu asemenea investiție. Vreau să felicit, în primul rând, oneștenii, pentru că oneștenii au suferit atâta timp. Din păcate, apa le-a fost confiscată de un operator care, ani de zile, peste 15 ani, nu a făcut niciun leu investiție și a ajuns ca oneștenii să fie într-o situație critică în care, de ce spun și de ce felicit oneștenii? Pentru că prin aleșii locali, iată, au luat o hotărâre într-o situație critică pentru oneșteni și pentru județ, ca astăzi să fim în această situație fericită cu investiții. Momente unice, momente în care ne aducem acum aminte după iunie 2017 cu bucurie. Și sprijinul Consiliului Județean vine mai din urmă și vechea echipă a Consiliului Județean împreună cu fostul președinte a Consiliului Județean, Dragoș Mihai, a dat tot sprijinul, pentru că aici au fost litigii încrucișate cu tot felul de interese în dauna cetățeanului din Onești. Aceasta a fost soluția, o companie foarte serioasă, responsabilă și a trecut imediat la niște investiții majore, investiții făcute din resursele proprii ale companiei. Ceea ce s-a văzut în cei 2 ani și jumătate cu peste 30 de milioane de lei investiți din finanțare, la care se adaugă 5,6 milioane din 2018 pregătirea aplicației de finanțare. Sunt eforturi făcute de către companie cu sprijinul necondiționat al oneștenilor prin Consiliul Local și al primarului Nicolae Natiuc. Am trecut amândoi, pentru că domnul primar în 2016, în toamna lui 2016, a fost personal la mine și a zis: suntem într-o situație critică, cum ieșim din asta și vă rugăm și ne dați tot sprijinul. Mă bucur că și sprijinul este necondiționat în continuare. Încercăm orice aviz și de aici încolo, tot ce aveți nevoie de la Consiliul Județean, cu
toată priceperea noastră, vă dăm tot sprijinul, încât fiecare zi pe care putem câștiga de a obține un aviz, o documentație, un certificat de urbanist sau tot ce mai aveți nevoie sau în viitor, dacă e nevoie de actualizarea master planului, acest document strategic atât de important, și apreciez viziunea companiei. Domnule primar, felicitări în primul rând, iată ați reușit și în fața oneștenilor și în fața județului Bacău, cetățenilor județului Bacău, sunteți un învingător. Felicitări! Mulțumesc, domnule președinte! N-am fi trăit această zi fără sprijinul unui colectiv competent, colectivul din Ministerul de Fonduri Europene. Astăzi au fost prezenți o echipă puternică de la Ministerul de Fonduri Europene, condusă de domnul director Cătălin Bălan, și îl rog respectuos să ia, spune ședințul câteva cuvinte. Bună ziua! Am să încep prin a felicita și eu la rândul meu municipiul Onești, precum și administrația publică locală, pentru că, iată, în acest moment are acces la o finanțare de 58 de milioane de euro, care, prin implementarea pricepută de către operatorul regional Raja Constanța a proiectului, va schimba în mod substanțial în bine și pe o perioadă mare de timp, cât mai lungă, viața locuitorilor municipiului Onești. Pentru orice întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Și acum vă stăm la dispoziție să ne ciuluiți cu întrebări. Vreau să vă întreb, nu știu dacă am înțeles, faceți o nouă sursă de apă locală, nu o nouă aducere de la Valea Uzului. Nu, este vorba de o alimentare de apă de suprafață pe Trotuș. O aveți în mapă prezentat. A primit toată lumea câte o mapă? Am înțeles bine, da. Da. Vă rog frumos, alte întrebări? Noua sursă de apă, cât la sută acoperă necesar sau... Că în rest, tot din Valea Uzului, nu se... Deci, ca sursă principală de apă rămâne sursa Valea Uzului, dar nu de mult, chiar anul trecut, a fost acea problemă prin toamnă, nu? Când, datorită unei avarii majore pe conducta de la Valea Uzului, practic o mare parte din județul Bacău, municipiul Bacău, municipiul Onești, au rămas fără alimentare cu apă. Această sursă, care este o sursă alternativă, va asigura în situații de asemenea situații, va asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă a municipiului Onești. Acolo va fi o sursă, o acumulare, acolo va fi un rezervor de 10.000 de metri cubi care va fi alimentat permanent. Deci este o măsură care va face ca niciodată oneștenii să nu mai rămână fără apă. Și o ultimă întrebare. Domnule primar, suntem la începutul anului, dar ar putea fi considerat această investiția anului în Onești? Din planurile pe care le știți și le aveți și perspective. Vă rog frumos să-mi scuzați modestia răspunsului. Este investiția, cea mai mare investiție a municipiului Onești de când există municipiul Onești. Cea mai mare investiție. Vrând nevrând, Nicolae Gânatiuc și Consiliul Local fac parte din, citesc pe cineva acum, ADN-ul acestei investiții. Orice este în prezent și orice va urma. Oneștenii, cinstit vorbind, nu meritau și nimeni, nu oneștenii, nu merită ca în secolul 21 să beneficieze cu ghilemele de rigoare de 3 ore de apă dimineața și 3 ore seara. La fel ca mulți dintre cei prezenți aici în sală, suntem oneșteni și ne dorim să rămânem în acest oraș. Să știți că foarte mult și pe foarte mulți dintre noi am fost puși pe gânduri de această problemă. Am spus-o și mă repet, ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu am fi delegat acest serviciu atunci, 2017, dacă nu l-am fi preluat în 2016 și dacă Raja nu ar fi obținut această finanțare în 2020, municipiul Onești nu ar mai fi putut beneficia de fonduri europene pentru o astfel categorie de investiții. Bani de la bugetul de stat nu ar fi obținut, indiferent de ce guvern ar fi fost, pentru că ar fi venit cu siguranță răspunsul, ați avut fonduri europene, de ce nu le-ați atras? Și atunci,
pot să mă gândesc, dar nu vreau să spun ce s-ar fi întâmplat cu acest municipiu din acest punct de vedere alimentare cu apă și canalizare. Din toate aceste motive, dați-mi voie să vă mai răspund încă o dată că, virgulă, consider că este investiția nu a anului, nu a ultimilor ani, ci este investiția, cea mai mare investiție din viața acestui municipiu. Vă mulțumesc mult. În servicii sociale? Da, da. În utilități publice. Utilități publice. Sigur că da. Și, domnule Ioran, sunt fonduri nerambursabile? Deci, da, rezultat? Sigur că da. Structura finanțării vă spune domnul director Bălan. Fondurile provin din fondurile Uniunii Europene, alocate României prin programul operațional infrastructură mare 2014-2020, ne referim la această perioadă de programare și din acest punct de vedere proiectul este important pentru că va reuși să se termine în cuprinsul perioadei de programare și să ne convingem că va atrage toți cei 58 de milioane de euro care vor fi sume rambursate de către Uniunea Europeană României în contul investițiilor care se fac în municipiul Ponești. Cu mică completare, în această sumă municipiul Onești intervine cu circa un milion de euro ca și contribuție proprie a municipiului Onești, iar operatorul de apă cu o contribuție de 3,6 milioane de euro ca și contribuție proprie. Și vă mai fac eu o completare, pentru că un aspect care nu a rezultat în mod evident din discuții este cel referitor la niște ținte de conformare la directiva pe apă pe care România și l-a asumat. Dacă domnul primar a explicat foarte convingător și în termeni clar ce s-ar fi întrebat dacă nu se derula în 2017, nu era atribuit contractul de delegare a serviciului către Raja Constanța, pot să vă mai adaug că la decembrie 2018 au expirat termenele pe care România și le-a asumat pentru a se conforma la directiva pe apă și pe apă uzată. La această dată România a fost notificată cu privire la infringement pe directiva pe apă și apă uzată. Toate localitățile peste 10.000 de locuitori trebuiau să fie conformate la decembrie 2018 sau, în continuare, la această dată, să arate că au o sursă de finanțare și au un plan de a se conforma. În situația în care România nu va face dovada a conformării sau existenței unui plan de investiții, va trebui să plătească penalități de 35 de miliarde de euro, estimate de către Ministerul Fondurilor Europene prin diferite asistențe tehnice de care beneficiem și care nu știm cum ar putea fi acoperite decât din fonduri europene. Deci este un moment fast pentru municipiul Onești, deosebit de important și care, pe lângă faptul că va îmbunătăți viața în locuitorilor în mod direct, va elimina riscul ca municipiul Onești să plătească, pentru că din aceste 35 de miliarde de euro vor fi împărțite pentru fiecare municipiu care nu va fi conformat, va elimina riscul să plătească penalități pentru lipsa de conformare. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Dacă am fost convingător... mai aveți? Da, Florin Tănase, de la Preța Oneștilor. Care va fi prețul apei până la finalizarea proiectului și care va fi prețul apei după finalizarea proiectului? Cât vor plăti oneștenii pentru apă și canalizare? Deci, în momentul în care am intrat în Onești, prețul apei a scăzut cu 1 leu și 9 bani, serviciu complet, apă, canalizare, epurare. Deocamdată, prețul apei nu vi-l modificăm, am făcut nicio notificare și nu avem de gând să modificăm prețul în anul 2020, prețul serviciului de apă, canalizare furnizat oneștenilor. La final, o să vedem. Anul 2020 nu se modifică niciun preț. Prețul nu poate fi altul decât cel practicat de către Raja în toată area de acoperire. Și aici mă refer de la Constanța, raza aceea, pentru că nu poate fi diferențiat. Este un serviciu construit pe aceleași baze ca și serviciul de salubritate de la nivel județean. Nu poți să practici tarife diferențiate între comunități care au același operator și sunt în aceeași membri, aceleași asociații intercomunitare. Deci nu avem vești rele pentru oneșteni privind prețul. Dacă nu mai sunt întrebări, vă doriți să întrebați? Vă rog frumos! Mai întâi vreau să mulțumesc echipei dumneavoastră, conducerii Raja, conducerii primăriei municipiului Onești pentru bunele intenții pe care le aveți față de municipiul Onești. Noi am fost o echipă, adică un oraș, ca să spun așa, mai mult privilegiat. Cu apă canalul știți că am avut destule probleme.
Nu s-a făcut niciun fel de modernizare, nu s-a investit absolut niciun fel, niciun leu în infrastructură. În schimb, s-au majorat prețurile, am fost nevoiți pentru acelea fără, cum să spun eu, a respecta legislația în vigoare, am fost nevoiți să ieșim în instanță cu ei. Mai mult din jumătate de asociați, din asociații pe municipiu, noi ne-am judecat cu ei, acum sunt la baza credală. O întrebare către domnul director. În momentul când încep lucrările, fiindcă astea sunt niște întrebări pe care sunt puse, sau m-a rugat mai bine zis, reprezentanții asociației să le pun, în momentul când încep lucrările pe tronsoane, până la terminarea lucrării pe acel tronson, fi lipsă de apă sau se vor găsi niște modalități? Deci, vom face acest proiect cu cât mai multe consecințe nefaste pentru Oneșteni. Mai puține. Ne preocupă de la confortul propriu-zis al cetățeanului care circulă pe stradă, până la apa care curge la robinet. Vom avea, atenție, conducta existentă funcționează. Vom face o conductă nouă, nu înseamnă că o aruncăm pe cea veche și până nu e gata aia nouă, nu funcționează apa. Conducta veche rămâne în pământ, o punem pe conducta nouă și când e gata conducta nouă, vă anunțăm, dragi oneșteni, timp de 4 ore și jumătate se face transferul de pe o conductă pe alta, practic nu vor suferi întreruperi, repercursiuni din acest punct de vedere. Iar în ceea ce privește disconfortul cauzat de faptul că vom face săpătură, va trebui să intervenim în trama stradală, în domeniul public, să săpăm și să introducem conductele, vom lua toate măsurile, ca pământul rezultat să fie transportat imediat, să nu se facă noroi, să nu se facă mizerie. Vom lua toate măsurile ca din 10 în 10 metri, cât prevede normativul, să fie podețe peste care să treacă cetățenii, cu un frumos civilizat. Vom asigura școli, grădinițele, spitalul, tot ce este cu liberă circulație neîngrădită și, ceea ce este foarte important, vom face ca aceste lucrări să dureze foarte puțin. Eu am zis 24 de luni, nu înseamnă că va sta o stradă 24 de luni. Poate o stradă va sta cu săpătura 3 săptămâni, 4 săptămâni. 24 de luni ne-am angajat, vom face totul și vom respecta termenul ca proiectul să fie gata. Exact. Asta, orice lucrare necesită și sacrificii. Din păcate. Da. Așa este. O altă problemă, nu știu dacă a rămas băut în cui sau nu, am mai discutat și cu domnul primar, cu sursa nouă de apă. Undeva spre Cașin există o cișmea pe care are un debit destul de mare de apă, care aia se revarsă, se ducea pe câmp, nu știu unde se duce acea apă. Dacă ar putea să facă, eu știu, niște verificări sau analize, se vadă care e situația acolo. Și o altă problemă este cu undeva noi pe râul Cașin am avut un baraj, o sursă de aducțiune. Acea sursă a fost până mai acuși, acum 10-15 ani, cei de la Raja care aveți salariați de la apă canal, ei s-ar putea să cunoască chestia asta. S-ar putea să fie mai elogvent acela de acolo decât asta după troturi, zic eu. A fost studiat în analiza de opțiuni, inclusiv această posibilitate a fost. Da. Acum analizele astea stabilesc din punct de vedere tehnic, economic, financiar, toate, care este cea mai optimă soluție. Și atunci a rămas că... Deci și această posibilitate a intrat în analiza de opțiuni. Din toate posibilitățile de a construi, de a executa lucrarea privind sursă alternativă, o nouă sursă de apă, cea care a câștigat este cea care este în execuție. Acum a fost aprobată, finanțată... Nu, eu nu m-am întrebat așa, că apărăm să discutați împreună cu domnul primar, domnul a spus că să discute cu dumneavoastră și am încercat să căutăm cele mai bune posibilități. Sunt specialiști care caută. Da, au intervenit specialiștii în domeniu. Când intervin specialiștii... De la Apele Române, de la Protecția Mediului, de la primărie, au analizat toate situațiile identificate și a fost stabilită cea care este pusă acum. Dar cu siguranță va fi funcțională și va asigura ceea scopul și îl va asigura. Deci asigură apă pentru cea mai cruntă secetă care nu a existat încă.
Pe cea mai cruntă secetă nu poate să fie decât cea care sunt cu avarii de la Crab, spre Onești. Aia e cea mai cruntă, v-am spus. Mai cruntă nu se probleme. Eu sunt probabil cel mai vechi președinte de asociații din municipiul Onești. Dintotdeauna am avut discuții cu ei. Așa este. E de discutat aici mult. Dar acum nu o să mai fie. Crabul are problemele lor și știți cum. Alte întrebări. Eu încă o dată vă mulțumesc tare. Să trăiți, domnule președinte. Multă putere de muncă și să aveți grijă de Onești. Să trăiți, domnule președinte.